Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, potrivit cu ce este scris în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alți evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței, și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, privind clenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. În seara aceasta, cu voia lui Dumnezeu și dorim sub inspirația Duhului Sfânt, să vedem din cuvântul Evangheliei, din Sfânta Scriptură cum trebuie să fie credincioșii Bisericii Domnului. Pentru cei sădiți în casa lui Dumnezeu, pentru cei care alcătuiesc fiind mădulare vii, trupul Domnului Iisus Hristos, Domnul face în seara aceasta trei precizări importante. Mai întâi, versetul 11, ca să respectăm tema lunii ianuarie. Spune, versetul 11, și el a dat. Credincioșii Bisericii lui Dumnezeu, adică cei ce rămân statornici în voia lui, asta înseamnă credincios. Credincioșii înseamnă permanență, fidelitate, statornicie, fii credincios până la moarte și vei primi cu una vieții, spune Domnul. Trebuie să fie mulțumitori față de, sau trebuie să fim mulțumitori față de ceea ce primim. El, Dumnezeu, a dat. Pentru biserică, de exemplu, spune Domnul că a dat lucrători. Nu a trimis îngeri, ci a înzestrat oameni cu daruri, încredințându-le slujbe și punându-le la dispoziție lucrări ce să le facă pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea trupului, pentru creșterea spirituală, maturizarea în credință. Spune Petru în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, binecuvântat să fie numele Lui. Așa că dacă Domnul dă și apoi se ocupă și de creștere, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16, își primește creșterea. Noi trebuie să fim mulțumitori. Spune cuvântul în Efesen, capitolul 5, versetul 2, Trință în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. S-a dat pe sine pentru noi. Cuvântul spune în Evrei 12, versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Spun în paranteză, face Dumnezeu referire prin profetul Daniel în 2 cu 44 despre această împărăție care nu va fi nimicită niciodată, pentru că ea nu va fi și nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, și spune cuvântul, ea însă și va dăinui veșnic. Nu se va clătina și va dăinui veșnic. Ne întoarcem la Evrei 12 cu 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Vă dau câteva referințe în seara aceasta, cum poate fi văzut omul mulțumit. Îl și simți, îl cunoști, dar așa, după cum îl vezi, în aparență, în prima parte. Cum se vede mulțumirea? Că spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în epistola către Tit, da? în capitolul 6, spune versetul 5, Zadani cele de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Dar e interesant că versetul următor spune că Evlavia. Este un mare câștig. Dar numai că Evlavia însoțită de... Însoțită de... Citiți numai de pe ecran și e suficient. E un mare câștig. Dar uitați-vă, în versetul 5 spune Zagdanice, ce ciocniri de vorbe. Oare asta e Evlavie ce o caută ei ca izvor de câștig însoțită de mulțumire? Eu n-am văzut oameni mulțumiți să să intre pe la versetul acesta, să se regăsească pe aici. Cum se cunoaște mulțumirea? Cum se vede mulțumirea? Mai întâi se vede în exprimare, nu? Stai de vorbă cu cineva, cam dai seama, pe unde e? Pe hartă. Scrie Nefesen, capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, care nu sunt cuvincioase, da? Ci mai degrabă, cuvinte de mulțumire. Frați și surori de la Reșița, vreau să vă întreb, aveți motive de mulțumire? Înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Aveți motive de mulțumire și pentru frați? Dacă le căutați, o să le găsiți. Vă mai întreb ceva, aveți și motive de nemulțumire? Mulțumirea se vede în exprimare. După cum vorbești despre Dumnezeu, după cum vorbești despre frați. Spunea de dimineața un frate la noi în biserică, la timpul de rugăciune, mi-au spus vecinii în trecut că eu sunt așa mai închis, mai reținut, mai par așa mai apăsat, mai crispat, dar totdeauna când vin de la adunare sunt bucuros. Deci nu i am mai întrebat pe vecini în ultima perioadă cum mă văd. De la întâlnirea cu Domnul împărtășia a frățească, nu poți să pleci altfel. Întrebam pe cineva, ce mai faci? Și zis, nu știu cum se zice la voi. Zic, la noi se zice, mă bucur în Domnul. Zic, eu aș vrea și eu. Mulțumirea se poate vedea în exprimare, în cuvintele noastre. Apoi, mulțumirea se poate vedea la închinare. La închinare. Când te rogi, de exemplu, spune cuvântul în epistola către Filipeni, să aducem, Filipeni 4 cu 6, să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru, să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu. Să vegem, să stăruim în rugăciune, să veghem în ea cu. Cum adică să vegem? Vă dau un exemplu. Vine un frate și dă, îndemn la rugăciune. Fraților, am tot cerut, am tot cerut, acum trebuie să mulțumim. Și ne explică. Și cum, modul, și să ne alegem cuvintele, ne plecăm la rugăciune. Și chiar el a uitat ce îndemn odată și după câteva cuvinte de mulțumire, Doamne, îți mulțumim de tot ce ne-ai dat, de ziua de astăzi, de părtășie, de harul Tău. Doamne, și te mai rugăm, Doamne, și, a mai vrea, citeam într-o revistă cultului vechi, eram încă tinerel și scria că un frate lucrător s-a dus în vizită într-o familie și erau ciocolățile acelea mici, nu prea se găsea ciocolată și odată o ciocolată la o fetiță așa mai mică, de vreo cinci anișor zis o luat și repede s-a apucat să mănânce, nu mai văzuse ciocolată de mult, sau poate niciodată, nu știu. Și mama au zis, auzi, cum spui tu? Ea deja terminase ciocolata, zice, aș mai vrea. și mai vrea. Să vegem în ea cu mulțumire, să dăm dem de mulțumire, să fim în unitate. Mergem numai pe mulțumire. Ca să fie așa un buchet frumos, să fie compatibilitate între rugăciuni, nu? Deci se vede la închinare. La închinare. Am auzit un frate care a spus, anul acesta nu mai cer nimic lui Dumnezeu, nu mai vreau să mulțumesc. Nu mai și nu vreau să mulțumesc tot anul, atât de mult bine Dumnezeu mi-a făcut. Leprosul unul din cei zece, când s-a văzut vindecat, s-a întors și s-a închinat cu mulțumire. S-a Psalm 103, binecuvintează suflete și nu uita niciuna din binefacerile lui. Cuvântul ne îndeamnă să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumirea se vede și la închinare, apoi se vede la cântare. Mulți și adunări unde frații cântă înseamnă că sunt mulțumiți, sunt binevoitori, sunt bucuroși cum Domnul lucrează. Da? Că din prisosul inimii, cei înăuntru se exteriorizează. Spune cuvântul în psalm, strigă De biruință și de mântuire se din corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Ne bucurăm de însoțirea lui Dumnezeu, de călăuzirea lui, de ocrotirea divină. De harurile lui revărsate peste noi Le-ați numărat cam câte au fost până aici Numai pe anul ăsta Scrie în Ioanul 1 cu 16 Și noi primim din plinătatea lui și Har după har Har după har Are Dumnezeu de unde să dea Și ne revarsă harul său peste noi Slăvit să fie Domnul Amin. Se vede la închinare când te rogi Și se mai vede și la cântare Am spus Spune cuvântul De unde să citim? spune în fapte despre apostoli, Pavel și Sila, erau unde? În temniță. <coughs> și în fapte 16, da, spune cuvântul în versetul 25, pe la miezul nopții Pavel și Sila, am fost într-o biserică și o zis, avem seară prelungită. Da, m-am pregătit, mi-am luat supliment de acasă, toți frații țin până dimineață. Și zic, la cât începeți? La șase. A, începeți la șase ca să fie suficient până dimineața. Și auz că e seară prelungită pe la 8 jumătate, se apropie de încheiere. O prelungit cu o jumătate de oră. Și Pavel și Sila aveau seară prelungită. <coughs> și pe la miezul nopții puteau să compună o poezie cu titlul Revolta. Doamne, era frumos și se cuvenea să laude pe Domnul că acolo în Filip s-a format o biserică ce i-a ajutat mult timp în lucrare. Și spune cuvântul, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă, cântări de mulțumire și ceilalți de acolo îi, îi ascultau. Este un cuvânt, cred că e Colosen 3 cu 16, ultima parte, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi. Nu că noi ne sfătuim cu san și cu cântări. Până aici ne-am tot sfătuit deja. Și ne mai sfătuim și din cuvânt, da? Ne-am sfătuit cu cântări, cu... cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Se vede în cântare mulțumirea. Și se mai vede într-un fel și la buzunare. Când dai partea Domnului, se vede în exprimare, se vede la închinare, se vede la cântare și se vede la buzunare. Spunea un păstor și noi facem colecta, ridicați pe picioare, să poată băga frații mâinile în buzunar. Zic, în buzunar la ei sau la vecinul? Că în buzunar la tine bați și dacă stai jos și vrei să dai. Și o zic, dacă nu iasă de la prima colectă, mergem cu a doua. A, zic, la voi frații, nu dau din prima tot ce de pus parte pentru Domnul. Mai trebuie o predică, mai trebuie insistențe. Mai trebuie lămuriți frații Zice mai facem și am făcut și a ore de ce am făcut colecta La același program Păi și cu, sunt toți cu ceva Da Când este inima deschisă Când noi luăm mâna de pe cei aparține lui Dumnezeu că, că trebuie să meargă în altă parte pentru cel lipsit Pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru templu, pentru slujire, pentru misionari Și pentru ce este nevoie în lucrarea lui Dumnezeu atunci îl onorăm pe Dumnezeu, că așa, așa se formulează, nu termină Onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie Domnul este onorat, să vadă că suntem mulțumiți Să știți, ascultam astăzi, doi frați vorbeau Și au zis, mă omule, să știi că la Dumnezeu nu merge așa cu Dau cu lucru, dau cu lucru și apoi dau lui Dumnezeu niște bani să fie bine acolo, partea Domnului Nu mă, Dumnezeu are nevoie de tine, de slujirea ta Uite, hai seara asta la adunare, mă ajuns cu cântările în comun Dumnezeu nu vrea să muncești mult și să pui ceva acolo deoparte. Este o dovadă. Este o dovadă că, că, tu îți deschizi inima atunci când dăruiești. Înseamnă că ești mulțumit. Ascultați, 2 Corinteni 9 cu 13. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care Mărturisiți că o aveți față de Evanghelul lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. O zeam de frații dintr-o biserică, aveau probleme cu ajutoarele și biserica primară a avut și la împărțire nu prea ieșea bine. Și frații au zis, măi, îți câteva surori așa nemulțumite, nu le mai împărțim noi, le dăm sacul întreg. Noi, ia soră, cum scrie în Evanghelie, ia ce ți se cuvine și pleacă. Și o luat o soră tot nemulțumită că frații nu îi împart bine, o luat sacul și -o zis, cred că Dumnezeu e drept. Și când s-a dus acasă, numai pardesie roșii și curele verzi, n-avea ce face cu ele. Păi nici pe Iona nu a putut Dumnezeu să-L mulțumească. Nu era bine nici cu curcubete, nici fără curcubete. Dumnezeu te trimite într-o direcție și tu apuci, dai cu eroare. Nu se poate. Domnul să ne binecuvinteze, să prețuim darurile lui Dumnezeu. Viața și viața din belșug, din punct de vedere spiritual, darurile duhovnicești, casa de rugăciune. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu așa începe din textul citit. El a dat, binecuvântat să fie numele. Deci și bisericii lui Dumnezeu trebuie să fim mulțumitori față de ceea ce primim. În a doilea rând. Trebuie să fim atenți la pericolele ce intervin. Atenție! Versetul 14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Există două probleme și aici. Prima problemă este naivitatea. Zice, să nu mai fim copii. Dragii mei, copiilor le stă bine să fie naivi. Păi, și drag de simpatici că naivi. Dar oamenii maturi, spiritual. Crescuți în adunare, cum zicem noi, noi am crescut în adunare, poate, poate nu am crescut încă suficient. Arăta Domnul într-o descoperire, la un cer de rugăciune, persoana aceasta are, la vârsta aceasta de tinerețe, are 60 de ani de creștere spirituală. Așa a făcut Domnul o comparație în termenii noștri omenești. Da. Și o altă persoană, nu mai zic, avea, avea de alergat să ajungă din urmă, dacă se mai poate. Da, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, prin ceea ce își dă fiecare încheietură, își primește creșterea. Dar atenție, mai întâi este pericolul naivității, să nu mai fim copii plotind încoace și încolo, așa cum se dau copiii cu hinta avansare zero. Să nu batem pasul pe loc, să, să nu fim abătuți. Că spune cuvântul prin viclenia oamenilor, prin șretenia lor în mijloacele de amăgire. Deci, credincioșii bisericii Domnului trebuie să fim atenți la pericolele ce intervin. Pot să apară pericole din exterior, învățături străine, pot să apară pericole din interior, din biserică, și spune Domnul în norod, s-au ridicat proroși mincinoși și se vor ridica învățători noștri care vor strecura, cum? Pe furiș erezii nimicitoare. Și asculți așa, e bine așa, din punctul de vedere oratoric, merge moara. Dar acolo undeva s-o strecura ceva, de aceea trebuie atenție. Trebuie discernământ spiritual și apoi poate din noi înșine să plece vreo amăgire. Din firea pământească ce nu este supusă nu este răstignită cum scrie Galatei 5 cu 24 cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Am cumpărat o bluză și neagră. M-am tot uitat. Mă, de unde tot iau lascame albe de pe bluza neagră? Zic, ce am avut peste ea? Nu, nu Și îmi dau seama așa după un timp că din ea, domnule, din ea, ieșau scame albe. Din bluză neagră ieșau scame albe. Și din oameni albi pot să iasă virus negri. Zic, nu știu ce să fac. Tot cură, tot cură și tot iasă din alt. Îl țin în stăpânire. Acest trup, spunea Pavel, îți supun la tot felul de înfrânări, ca nu cumva, după ce am propovădit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amăgirea te îndepărtează de Dumnezeu. Te pune în dezechilibru spiritual. Cineva m-a întrebat odată ce am avut o descoperire că mă alimentez de la o conductă neagră. Zic, ai grijă că atâtea predici pe internet și virusate, ai grijă mare, nu cumva să fie de pe acolo. Ca să nu mai fim copii plutind în coace și încolo purtați de orice vânt de învățătură. Am un frate, păstor, prieten și o zis, Corneliu, măi, să știi, am schimbat puțin, așa, nu mai fie monotonie duminica seara, de exemplu. Poți să încerci și tu, dacă ți se pare, convențional, ne întâlnim duminica seara, cerem ajutorul Domnului și stăm la un ceai. Au văzut că alții stau la cafea, ei s-au gândit să stea la un ceai. Stăm la un ceai, povestim, dialogăm, socializăm. Zic, mă, voi ați lăsat rugăciunea de duminica seara deoparte? Nu, că cerem ajutor, Domnului, facem o rugăciune. Mai scurt, așa, să nu se răcească ceaiul, nu? Și după aceea, cântarea de laudă Oh, nu, oprești, nu oprim pe nimeni să cânte, poate să cânte, poți să cânți ca la nuntă, că nu te ascultă nimeni. Bine, a trecut un timp, nu mai știu exact cât, câteva luni sau când, și mă spun, zice, băi, Corneliu, mă, nu probleme am, nu știu, am niște neînțelegeri în biserică, nu ne-am reușit să ne înțelegem, nu știu ce se întâmplă. Nu știu, zic, nu știu, mă, zice, dăm și tu un sfat, de la ce o fi? Și eu zic, de la ce ai? Ați băut prea mult ceai. Da, da? E bun ceaiul, dar cu limite, așa. Încheiați mai repede 10 minute dacă vreți să bei ceai. Și... Sau face seară prelungită până la 8 jumate și mai beți câte un ceai. Da? Există pericolul de amăgire. Recent a fost amendată o elevă de la liceu, din cultul nostru, de acolo din zonă, o amendă destul de zdravână de polițist, au trecut pe lângă trecerea de pietoni. Și au zis, dar da, numai pe mine m-ați văzut. Așa zic și pocăiții, frate, dar numai pe mine mai văzut, că nu mă împărtășesc, că am fost acolo și n-am fost dincolo, că dormarea aici și pentru pocăiți. Mare amăgire. Și zice, auzi, 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 fata, tu te-ai pus în pericol. Tu știi că te-ai pus în pericol. Și ai pus și pe ceilalți în pericol prin ceea ce ai făcut. Ai traversat printr-un loc nepermis. Există un pericol la care te-ai expus și ai expus conducătorii auto. Da? Există o problemă. Am predicat dimineața la noi, din Deuteronom, capitolul 1. Am avut darea de seamă dimineața. Și dimineața, când se plec la biserică, am primit așa o descoperire sub titlul Probleme ce intervin la darea de seamă. Și am predicat de dimineață, probleme ce intervin la darea de seamă. Și pentru că dumneavoastră, statutar, mai aveți două săptămâni și vă apropiați de darea de seamă, poate vă mai zic câte ceva. Scrie cuvântul în Deuteronom, capitolul 1, de la versetul 19. Da? Este o expunere, am plecat din Horeb, am străbătut tot postiul acela mare și grozav pe care l-ați văzut, am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeu nostru și am ajuns la Cades Barnea. Să știți că s-a încheiat dar, de seamă, nu i-am lăsat pe frați vorbind să vin la Reșița. S-a cu bine, slavă Domnului. Și eu v-am zis, că poate vă gândiți la asta în timp ce citesc cuvântul, trebuie să fim atenți la cuvânt. Și eu v-am zis, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeu nostru. A fost recent într-o biserică, veni păstorul, nu mai avea aer suficient, ziceam, am alergat și am avut, am avut de dimineață, am avut alegeri, am avut emoții că pentru doi diacon, cum când Dumnezeu dă lucrători în biserică, ai emoții că nu se fac voturi. Dacă nu-i de la Domnul, oprește înainte de vot. Nu, trebuie să ai inspirație, lumină, măi, de la Domnul. Da, nu, no, fraților, Mă luau fratele Moise Luca, m-a dus într-o biserică și a zis, trebuie să o păstorești o vreme. Au scât postul O lună, două, trei și după aia te dezleg eu să pleci. Și am mers în seara aceea împreună și au zis, eu sunt inginer agron. Vreau să vă predic despre rodirea pământului. Și am încheiat cu 100%. Și au zis, vreau să asta să fie vot 100% aici. <laughs> și au fost 100%, am luat de 100%. După aceea, când am vrut să plec, nu am mai aveam cine să mă dezlege că fratele Moise Luca ce au plecat la domnul. Greu am reușit să plec. Frații de acolo nu mă lăsau, de la cul nu mă dezlegau și fratele meu Selucaș nu mai era. Și, zi, fraților, trebuie să fiu roditori 100%. Ascultați cuvântul. Spune mai departe. Vestetul 21. Iată că Domnul Dumnezeul tău spune: țara înainte, suie ia o stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, nu te teme și nu te înspăimânta. Există pericolul temerii. Au fost factori ce au blocat intrarea în Canaan a poporului Israel. Au ieșit sub brațul lui Dumnezeu care i-a ocrotit și a dovedit puterea și autoritatea numelui său. Au rămas egiptenii plângând în lacrimi după cel din tâi născut din fiecare familie. La ei era lumină și peste tot întuneric. Ei dormeau liniștiți, pe ceilalți, pe egipteni erau broște în continuu și așa mai departe. Și pleacă poporul și la un moment dat, la un moment dat, după ce sunt eliberați, știți că i-au urmărit ostașii și armata lui Faraon până la Marea Roșie și a spus Domnul pe ei. Asta nu era predică din mormântare pentru pocăiți. La pocăiți predicăm altfel, nu? Pe ei îi veți mai vedea, nu? Ei au zis, Domnul, pe ei nu o să mai vedeți niciodată. Și s-au stins. Și la un moment dat ajung la granița cu cananul. Și înainte de granița cu cananul, dare de seamă. Ascultați ce spune Biblia. Versetul 25. Au luat din mâini, în mâini din roadele țării și ne le-au adus, ne-au făcut o dare de seamă. Și au zis, bună țară ne dă Domnul Dumnezeu nostru. Două iscoade au zis asta, zece iscoade care n-au vorbit oficial că Iosua și Caleb aveau întâietate. Dar s-au dus așa prin familie. Da. Și au avut influență. Că învățătura străină are influență. Și oamenii s-au lăsat influențați și porni să ucidă cu pietre. Oamenii lui Dumnezeu au făcut o dare de seamă. Darea de seamă era bună. Dar numai că la darea aceea de seamă au apărut niște probleme. Una din probleme știți care a fost? Detaliile controversate. Da. Spune cuvântul aici, în versetul 28. Unde să ne suim? Poporul acela este un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Dar ce trebuia să intre ei la darea de seamă la detalii controversate? căs mai înalt sau mai scuns și... Și apoi cetățile sunt întărite și mai era un detaliu. O să ce frate, asta nu e detaliu. Acolo sunt și copiii lui Anac. Dar pentru Dumnezeu era o problemă asta? Dumnezeu a, spus dinainte, totul în regulă, să știți, vă scot din Egipt, vă călăuzesc, numai că să vedem cum rezolvăm cu copiii lui Anac. Pentru Dumnezeu nici măcar detalii nu erau astea. Și nici nu erau semnificative. Vesetul 32. Citim și 31 ca să aibă legătură. Apoi în pustiu ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. Când vine temerea, înseamnă că a plecat încrederea în Domnul. Și apoi începem să ne, ne căjim, să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine. Și Domnul a spus să ajunge zilele în cazul ei. Și Domnul spune mai departe, versetul 34, Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. Da? În alt verset, versetul 27, spune: Ați scârtit în corturile voastre și Domnul v-a auzit. Au fost factori ce au blocat intrarea în Canaan. Temerea, influența negativă și, și răzvrătirea. Că așa s-a manifestat nemulțumirea prin cârtire Și a spus Moise, la un moment dat, scrie în Deuteronom 31 cu 27 eu vă cunosc Duhul vostru de răzvrătire. Așa se manifestă, așa răbuvnește nemulțumirea în cârtire și cârtirea este o răzvrătire. Core, Datam și Abiram au pierit, dar duhurile ce i-au influențat trăiesc încă, mai sunt, încă nu sunt legate. Spunea Domnul în Osea 14 cu 9. Să știți că cine scapă de la un verset îl prinde pe următorul. Ascultați-l. Căile Domnului sunt drepte, dar cei răzvrătiți, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Și de ce? Că, nu știu, lor le trebuie loc mai, mai mult. Le trebuie o cale mai largă și calea Domnului îngustă. Și atunci, el când se duce într-o parte, e gata. Trebuie să-i trasezi ca locul de parcare, așa, și să se spui, măi, ăsta e perimetru, Samson. Aici Duhul Domnului te mișcă, aici te călăuzește, aici este puterea Domnului asupra ta să te ocrotească. Cel ce stă, Psalmul 91, sub ocrotirea celui înalt, zice despre Domnul, el este locul meu de adăpost, cetățuia mea, te bucur de Domnul. Pentru că și Domnul se bucură de tine și este mulțumit de tine, spunea Lucian Blaga, Românul nostru Doamne ajută-mă să nu fiu mulțumit De mine însumi Asta e o nemulțumire bună Să-ți faci verificarea Să faci rectificarea vieții Celălalt verset Dacă nu Se aplică osea 14 cu 9 Este psalmul 38, verset, 37 Versetul 38 Dar cei răzvrătiți Sunt nimiciți. Și nu popoarele din Canaan, care s-au șocat auzind de minunile lui Dumnezeu. Nu lipsa de hrană, nu lipsa de orientare au făcut imposibilă ajungerea în Canaan, cine ascultarea lor. Și spunem cuvântul în 1 Corinteni, capitolul 10. Aceste lucruri au fost scrise pentru cine? Și pentru dumneavoastră. Dacă și pentru dumneavoastră să le citez, dacă nu, să-mi spuneți. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat. Cu, ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Și să nu fiți închinători, să nu ispitim pe Domnul. Versetul 10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Și Domnul a spus, printre altele. A scârtit în corturile voastre versetul 26 din Deuteronomul, capitolul 1. Dar voi n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului. Și spune cuvântul mai jos că cele zece scoade au înmuiat inima poporului și vine îndoiala. Da? Și de la asta se duce mai departe omul înspre cădere. De aceea să fim atenți la pericolele ce intervin. Sub călăuzirea lui Dumnezeu, cu norul, cu stâlpul de foc, cu semne, cu minuni, cu toiac, cu table, cu înștiințări, cu toate aceste lucruri au rămas la granița cu Cananul și Dumnezeu le-a zis, nu intrați. Nu, din pricina neascultării nu intrați. Când Dumnezeu le-a zis, merge și luați țara în stăpânire, ei au zis, nu putem merge, nu mergem, îți copiii lui Ianac. Și după aceea când Dumnezeu a zis, acum să nu mergeți, ei s-au dus. S-au dus și au luat bătaie. Și Moise a zis, v-am spus să nu mergeți. Când Dumnezeu a zis să nu mergeți. Au trecut granița fraudulos. Mai povestesc, frate, și pe la noi. Pe vremea lui am trecut granița, am ajuns în statele, nu uite, Dar spune-ne că... Spune și asta, că ai trecut-o fraudulos, ca să știm. Nu am treabă cu ei, am treabă cu izraeliții. Au trecut fraudulos granița. Și au fost trimiși înapoi. Nici n-au mai ajuns că au fost uciși de sabie. Știți că a spus Domnul, dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Erau un Canaan. i aștepta pe ei. Dacă nu, de sabie veți muri. Dumnezeu are pentru noi promisiuni și scrintit unul cu doi, Dumnezeu nu poate să mintă. Nu. Dar depinde și de noi împlinirea lor. Dumnezeu are și avertizări de care să ținem cont. Și avertizarea din textul acesta citit este atenți, credincioșii Domnului, la pericolele ce intervin. Că intervin pericolele. Da. Pericolele de amăgire din cauza naivității și din pricina învățăturilor false. Și al treilea aspect din text și Bisericii Domnului, facem legătura reluând, da? Mulțumitor pentru ceea ce primim, atenți la pericolele ce intervin și interesați de îndatorire ca să o împlinim. Doamne ajută-ne! Așa când citești Biblia, că ți-ai propus pe anul ăsta și dacă ți-ai propus e bine, că vei face anul ăsta cel mult ce ți-ai propus să faci, dacă nu ți-ai propus nimic. Au pornit cu el anul unii, o, deja erau înainte, zice, am citit deja câteva capitole sau cărți înainte. Și înainte să ajungă mai înainte, au rămas pe loc. Dragii mei, cuvântul spune așa. Versetul 15, credincioși adevărului, să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ia cuvântul cu 21, spune Domnul acolo, printre altele, să primim cuvântul cu blândețe, da? Le pădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Trebuie cuvântul să-l citim, să medităm asupra lui cu rugăciune, și apoi să stăruim în rugăciune, să primim puterea Duhului Sfânt. Când am văzut azi la darea de seamă că nimeni nu are nicio nemulțumire, m-am manifestat eu. Fraților, am o mare nemulțumire. Cu privire la Sionul ăsta de aici de la noi. Dacă voi nu ziceți nimic, zic eu. Nu sunt mulțumit că nu mai există această sete spirituală. Acea dorință de apropiere de Dumnezeu în stăruință ca să chemăm să se coboare puterea Duhului Sfânt peste noi. Nu mai avem nevoie. Fanfariștii au făcut repetiții al altă seară sau într-o seară, au uitat paharele pe acolo și cineva mi-a tras atenția și zice, uite ce fac. Zic, măi, lasă mă să facă repetiții, uite, mi-a lăsat unul plin și mie aici și scrie acolo, paharul meu e plin de, de, de peste el. Lasă-i să își de buzele că suflă la instrumente Dar vrem mai mult decât atât Paharul inimii să, să se întâmple ceea ce scrie în Ioan 7 cu 37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului Isus a stat în picioare și a strigat Dacă însetează cineva Când e program de adunare, când e stăruință după Duhul Sfânt Când e rugăciune când este vremea potrivită pentru cele vlavioase să roage și chiar de vor veni ape mari, el nu se vor atinge și de vor bate vânturile pe el, nu-l vor clătina. El este în împărăția care dă nu e veșnic. Al cărei împărat este marele preot, mântuitorul nostru El conduce lucrarea și Duhul Sfânt cârmuiește sufletele noastre în lucrare Galateni 5 cu 16 Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul Doamne ajută-ne să nu mai lăsăm poftele firii pământești să, să ne abată prin fățărnicia oamenilor care spun că Domnul e aici, Domnul lucrează și îi câte un har fals așa câteodată prin unele locuri. Da. Și cuvântul face aici o referire. Versetul 16. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Citim mai departe, prin ceea ce își dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Întrebam un frate care mi-a vizitat și am spus, ce slujba ai în biserică? Să știm pe ce latură îl folosim. Și am zis, frate, eu sunt încheietură. N-am da, auzit niciodată, dar m-am bucurat să aud asta. Eu sunt încheietură și legi bine acolo. Încerc, frate, mă străduiesc. Păi mai avem și noi aici delegat câte ceva. Dragii mei, frate, mi-a dat dreptate în biserica unde slujesc. așa e frate. Nu-i bine, nu-i bine, trebuie să îndreptăm lucrurile. Trebuie să venim la Domnul, să ne legăm strâns de Domnul, prin puterea Duhului Sfânt să primim putere în slujirea noastră spirituală ca să răspândim mireasma cunoștinței Domnului Isus Hristos, să fim o cetate așezată pe un munte, să fim mădulare vii și apoi în războiul spiritual să putem fi biruitori, că luptăm cu noi înșine adeseori și grea lupta asta, că firea pământească are Orgoliul ei, pretențiile ei, mofturile ei, înclinațiile ei. Da. Câteodată nu mai reușești să o stăpânești. Eram anul trecut într-o biserică și, fraților, scrie neclesiastul 5 cu 6, nu lăsa gura să te bage în păcat. Așa e, frate, m -a probat, frate. Și nu zice înainte a trimisul Dumnezeu, m-am pripit. De ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Adunim în pungă și Dumnezeu nu deșurubează jos. Că... Și am spus, avem creierul ăsta cu care trebuie să avem discernământ spiritual și spune cuvântul cuvinte alese. Să ne alegem cuvintele. Cuvinte alese. Omul chipzuit face planuri alese. Știți că împreună erau fecioarele înțelepte și fecioarele Nechipzuite. Vă întreb cele înțelepte, ce cuvinte ar putea folosi. Dar vă întreb cele nechipzuite, ce cuvinte ar putea folosi. La ce să te aștepți de la ele? Păi știi la ce? Zice, auzi. O soluție de criză, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Mm? O găsești soluție. Spuneam dimineața la noi, într-o zi, Doamne, doamne, deschidene! Cred că Domnul nu știu, ori prin ușă, ori va deschide ușa, dar va zice ce-i cu voi afară. Mă mir de voi că sunteți afară, că erați înăuntru. Dar ați avut puțin unde lemn, așa-i? Nu vă mai interesa de vas, de candele, de. A rămas la Ioan 7 cu 37, nu, dar ne întoarcem. Și am spus fraților acolo, avem creierul mic care trebuie să judece și să oprească gura. Gura, de exemplu, care trebuie stăpânită. Scria cu treia prinde roata vieții, un mădular mic, dar limba asta... Dacă nu, limba poate o fi oprită cu dinții. Poate cei mai în vârstă nu stau bine cu dinții, cu buzele. Și dacă nu, și m-am gândit oare de ce am mai zis dacă nu, mai este vreo... Dar am zis așa de la Domnul și m-am dus deoparte în pardesiu ce-l aveam, aveam un, scotch, scoci, leucoplast. Și am zis, dacă nu, uitați asta, vi las aici, am întrebat, vi las aici și frate, nu, că avem și noi. Să poate opri. Pune ocoplas, frate! Da. Credincioși, adevărul în dragoste să creștem în toate, într-o atmosferă de dragoste, putem crește spiritual? Dacă nu e atmosferă de pace, de dragoste, durează mai mult. Merge mai greu creșterea spirituală. Cu oamenii nu vor înțelege niște lucruri. Și ne întoarcem la versetul 16. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dragii mei, suntem mădulare unii altora. Nu așa scrie Biblia. Să ne dăm întăietate, să ne susținem V-ați dat vreodată intenționat cu ciocanul peste deget? Din greșeală, da. Da, v-ați făcut rău așa intenționat vreodată, cu un mădular împotriva altui mădular. Așa să ținem con în trupul Domnului Iisus Hristos. Să nu producem durere. Să nu producem durere. Prin ceea ce își dă fiecare încheietură, își primește creștere. Dar dacă nu sunt încheieturi, Spune cuvântul în Matei 5, ferice de cei împăciuitori, că ei, ei vor fi chemați fia lui Dumnezeu. Așa să poți lega între frate și frate, să poți lega o rană pentru un frate, să poți lega o învățătură care e legată și să nu dai dezlegări gratuite, că o să fii responsabil pentru asta, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. După măsura de putere, de credință. Și se zidește în dragoste. Ne întoarcem la Ioan 7 cu 37. Am ajuns pe la 38, nu? Cine crede în mine, a spus Domnul, ce se va întâmpla? Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Îi inundă și pe alții, îi cuprinde și pe alții. Nu poți să stai nepăsător lângă omul acesta când vezi că are putere, că are râvnă, că are dragoste, că își manifestă interes. Interes pentru el, interes pentru ceilalți, dar în primul rând interes pentru ceea ce a fost chemat și cei i s-a încredințat să facă să poată duce la îndeplinire. Cine crede în mine din inima lui, deci de la inimă pornește, nu, pornește de la cer. Numai aici trebuie să se umple inima cu, cu lucruri bune, dar întâi să fie curată, că Domnul pune în burdufuri noi. Doamne, pune noi un duh nou și statornic, dă-ne o inimă curată. Vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și în continuare 39 spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Sunt probleme ce apar la darea de seamă. Detalii neconvenționale, controversate, dar nu ne-a pus nimeni să intrăm, să, să vedem cât îți de înalți cei din Canaan sau cât îți de întărite cetățile, că la Dumnezeu nu e în proiect asta. În proiectul de cucerire, la Dumnezeu nu era o piedică asta. Și apoi, copilul lui Anac, s acolo, Dumnezeu nu a pomenit că ar fi o problemă asta. M Au apărut detalii de astea neconvenționale, dar, dar rezumăm. Căutați în linii mari pentru mântuire să fiți în unitate și Domnul să vă ajute. Că după aceasta, se manifestă problema de care aminteam aici, și anume atitudini de răzvrătire. Atitudini de răzvrătire care determină blocarea intrării în Canaan. Au fost temeri, într-adevăr, ai spune, justificate. Într-un fel o menește, nu. Și poporul a început să se teamă, să se înspăimânte, să transmis prin influența negativă această învățătură și au pierdut încrederea în Dumnezeu și, și au început să cărtească, să se răzvrătească. Și Domnului nu i-a plăcut și Domnul a spus, nu intrați în Canaan. În afară de Iosua și cale fiul lui Efune, care au urmat în totul calea mea. Doamne ajută-ne să fim ascultători în totul, totului tot numai de tine. Să nu ne lăsăm abătuți. Deci, și Bisericii Domnului, care alcătuiesc împărăția, care nu se clatină și va dăinui veșnic, care constituie trupul Domnului Isus Hristos, pentru care Domnul s-a dat mai întâi mulțumirea să ne arătăm mulțumitori. Știți, povestioara aceea, când au trecut doi copilași pe lângă o biserică, au auzit ei că se cântă, se roagă și au zis, Băi, hai să ia, ținem un pic și să mă urc să văd ce înăuntru. Și eu au făcut scara, s-a urcat celălalt, s-a uitat și-a întrebat celălalt care a rămas jos, ce e acolo, mă? Nu știu, zice, dar niște oameni cărora, după cum se vede, nu le place ceea ce fac. Sunteți bucuroși să primiți har după har, să vă numiți copiii lui Dumnezeu, să fiți fi împărăției? Nu prea se vede. Nu se prea Acum nu vreau eu acum să fac chemare, să vă chem pe toți în față, să vă predați în, în... Într-o altă slujire, mai devoțională, mai. Nu, nu așa, nu așa. Dar vreau să vă determin când plecați și să mă determin și când plec de aici. Să ne arătăm mulțumitori. Că avem motive. Le-am cerut dimineața la frați, dacă aveți motive să mă ocărâți, să nu faceți public, vă rog o mă dar nu public. Sau dacă vreți să mă bateți, iar să nu mă bateți în public, să mă vadă toți frații că m-ați bătut. Că unele chestiuni sunt particulare și la ajuns pe om, dacă mă trage de mâini. Mă frate, eu am mai te și la mine. Că dai mâna cu mine și te uiți la următorul frate. Privește-mă în ochi. Am nevoie de zâmbetul tău, frate. Dirijor sau frate. Păstor sau frate diacon? Am nevoie de o încurajare de la tine. Avem în biserică, printre alți frazi lucrători, un frate cu darul în bărbătării. Dumne, nu vrea să vină la vom sub nicio formă. Dar dacă stai de vorbă cu el, din două propoziții te-o pus pe picioare. Și nu știu că are și descoperire, știe ce să spună, știe când să spună. Am plecat să odată la drum, spre Roșcan și așa obosit și căși și... Și mă sună, Frate Corneliu, să știi, Domnul e cu tine, noi suntem la rugăciune cu frații bătrâni, du-te liniștit, N-am putut să vin, soția e bolnavă, dar am auzit, ai plecat în lucrare, noi suntem cu tine, ne rugăm, nu da înapoi, că tot așa mă gândeam, mă, are, rost să mă duc sau mai bine stau acasă. Poate nici nu-s de folos. Cum spunea fratele lui Mihai Ungureanu când mă suna să vin aici, zic, bă, dacă-s de folos, credeți că-s de folos, vin, dacă nu vin să vă încurc, Până la urmă o zic, o să mă ia frații de la voi ca un fel de păstor asistent, dacă tot vin așa des. Dragii mei, mulțumitori pentru ceea ce primim. Noi cântăm, ai, o de aș avea eu, dar dacă avem numai una, noi nu încercăm să recuperăm. O de aș avea eu, el s-a dat pe sine, spune FSN 5 cu 2, pentru noi, ca o jerfă de bun miros, o jerfă de prinos, înaintea Tatălui. Și a spus, Tată, iată-mă, mă duc, pentru noi a venit. Și ne-a dăruit, după ce a plecat, puterea Duhului Sfânt, aveți nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine are nevoie de puterea Duhului Sfânt, la momentul potrivit când vă anunț, o să rog să se ridice la rugăciune. Cine nu, ca la cina Domnului, rămâne pe scaun dacă nu se împărtășește. Aș vrea să ne vedem dependenți de har, de puterea celui preanal care ne ține. Că noi suntem oameni, trebuie să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și să nu ne scoatem pe noi în evidență. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ce ai și să nu fii primit? Știți când s-a dus un mare împărat în vizită la un maestru vestit, s-a dus să vadă cum pictează ăsta, domnule, cum face lucrările. Și s-a dus la el și a zis, maestre, cu ce pot să te ajut? Și a zis, maestru, numai să te dai deoparte să vină lumina. Să ne dăm deoparte să vină lumina, să nu mai obstrucționăm raza de lumina Duhului Sfânt. El a venit să lumineze orice om prin faptele noastre bune să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Să nu fim o pricină de potinire, să fim un indicator de orientare pe calea mântuirii. El este calea, noi suntem indicatoare, să stăm în picioare, că sunt oameni la răspânti, oameni dezorientați din pricina unor indicatori răsturnate sau la care nu le mai vezi A Zici, domnule, ce cu indicatorul ăsta? că era pocăit, era credincios, mergea la Dunare, era la stăruință, lăuda pe Dumnezeu, radia de bucurie, pentru că roada Duhului Sfânt este printre altele bucuria. ce cu el așa a apăsat? Măcar când vă întoarceți de la Dunare, poți spune vecinii că sunteți bucuroși. Sunteți credincios de duminica sau de fiecare zi? Deja am pus prea multe întrebări. Dragii mei, mulțumitor Tatălui pentru ceea ce primim și ne dă Tatăl și prin oameni și ne dă Tatăl și în mod direct și prin îngerii care ne ocrotesc și spune Domnul, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primești. Câte primești au fost, nici nu le-ai văzut. Nici nu le-ai văzut. În vorbea Domnul prin Duhul Sfânt, bărbatule, ai grijă că aici în mină, înainte de a activitatea, cel rău îți va da o lovitură. Tu nu o vei sesiza. Dar eu, Domnul, am pregătit din timp mijlocul să te scap din încercare. Și nu se va atinge de tine. Mi-am că eram la mașina de care dă cu colivia oameni în mină. Și a venit dirijorul nostru de cor. Tata, 13 copii. Și când a venit, colivia, Liftul, cum, cum să vă explic, nu era la orizont ca să intre, era jos. Și mă văd că se deschide ușa. Din gândurile prea multe, din apăsări, omul nu a văzut că nu e acolo Colivia. Și-a deschis ușa să intre. Când am văzut că s-a prins becul, am sărit ca ars de pe scaun. N-am știut cine e acolo, că nu, nu se vede la mine. Și-a strigat la el, s-a oprit. Și-a zis, frate Corneliu, tu ești aici. Mi-a spus domnul că se va folosi de cineva să mă scape. N-am știut când, n-am știut cum, dar mi-a zis Domnul, eu rămân bazat pe făgăduințele celui preanalt, care nu poate să mintă, care a spus că va fi cu noi în toate zilele, de aceea să fim mulțumitori față de ceea ce primim. Doi, atenți la pericolele ce intervin. Amăgire, fățărnicie, viclenie și te duce așa și ajungi unde nu ți-ai propus și nu ți-ai dorit. Pericole din pricina naivității, copii așa, plutind încoace și încolo. Și s-ar putea să avem câte o naivitate a noastră, chiar așa, cu toată creșterea spirituală. Și din pricina învățăturilor străine. Și apoi, încă ceva, credincioșii Bisericii Domnului, interesați de îndatorire ca să o împlinim. Și a spus Domnul, voi a spus Domnul în Deuteronom 1, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului. Când Domnul spune da, să zicem și noi da. Și când Domnul zice du-te, să zicem Doamne, să aducă întărire sufletească pentru alții, blândețea noastră, înfrânarea poftelor. Dragostea noastră, pacea noastră, bucuria noastră, credincioșia noastră, îndelunga răbdarea noastră, să poată fi pentru alții, să știți că pomul care aduce roade lovit, că nu-ți dă nimeni cu bâta în salcâm. Frații mei, Duhul Sfânt este în adunare ca să se atingă de noi, ca să trimită în științări ca să trimită putere, ca să aducă înviorare spirituală, ca să ridice starea noastră la o nouă treaptă de credință, ca să ne ațintească privirile înspre cel care a biruit moartea și păcatul și locuința morților și pe cel rău și lumea aceasta, ca să fim și noi biruitori și ne dă de sus din cer putere în seara aceasta să-i cerem cu stăruință. Dragii mei, vă mai spun și aceasta, eu am obicei să spun la noi, frații mei, eu cred că rugăciunile sunt de două feluri. E rugăciunea pentru masă care e scurtă. Doamne, îți mulțumesc de hrana aceasta și te rog să o binecuvintezi. Dar e rugăciunea cu stăruință. A, nu e rugăciune pentru masă? Le-a spus fraților, dacă mă invitați la voi la masă vreodată și voi vă rugați mai mult așa când sunteți la masă, eu o să vă las rugându-vă și eu mă apuc să mănânc. Și o să rămâneți poate numai cu rugăciunea. Când e rugăciunea pentru masă scurtă? Dacă în stăruință, după Duhul Sfânt, stăruința este stăruință. Insistăm, nu ne lăsăm, Evrei 5 cu 7, Cel care a înțeles menirea, chemarea lui Dumnezeu, cu strigăte mari și cu lacrimi, în zilele vieții lui pământești aducând rugăciuni și ceruri cu strigă de mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Au venit îngerii să-l întărească și Duhul Sfânt a fost peste el să vină și peste noi, peste biserica penticostală, să putem să fim înflăcărați pentru o lucrare bună și să fim mai devotați și să fim mai cu și să fim mai deschiși, fraților, că tot posomorâți suntem, că tot apăsați, tot cu gândul în jos, tot cu privirea în jos, tot cu lucrurile pământești. Domnul nu așteaptă numai să-i dăm așa și lui ceva la colectă. Domnul nu așteaptă, așteaptă numai așa să căutăm câte un cai de cântări prin adunare sau să mormăim și noi ceva. Nu! Domnul așteaptă jerfă bine plăcută. Când îți aduce jerfe de mulțumire, scrie cuvântul Vechiul Testament, să aduceți așa ca să fie primită. Așa se aduc jertfele, ca să fie bine primite. Domnul să ne binecuvinteze. Intrăm la rugăciune.